Oameni buni, Doamne ajută! După cum vedeți, avem aici o groază de ingrediente. Avem mașină Tefal, care vă recomand să vă luați și voi. Ia uitați, și aici avem o groază de bunătăți de făcut. Astăzi vom face prăjitură stolen. Mâncava-și Dumnezeu și vine așa. Ai nevoie de lapte cald, sare, unt, zahăr, făină, drojdie. Și după aceea, ai aici stafide uscate, migdale n-am, dar am altceva. Astea se pune toate în fructile, să l-am macerat cu rom. Eu nu le-am pus cu rom pentru că pun un pic de jinars. După aia, să toarnă toate ingredientele în cuvă, în ordinea următoare, tot acolo vine, numai ei zice așa, pune lapte, pune laptele cald, sare, unt, zahăr. Apoi, făină și drojdie. Făina e acolo, drojdia e din coace. E acolo, n-ai. Așa. Domnilor, să bagă direct mașina, apoi așa, amplasați cuva în mașină. Eu deja m-am plasat-o. Selectați programul 6, culoarea dorită a crustei și apăsați pe butonul pornire. Domnilor, alo, să ne înțelegem, stafidile se adaugă după 23 de minute, eu am să le adaug de la început. Se adaugă după 23 de minute, stafidile uscate, migdalile și fructele confiate, bine, alo, să ne înțelegem, trecem direct la sursă. Și acum eu, pentru că fac doar pentru, ia uitați aici, porții rezonabile, pentru că singura casă, avem aici, eu fac porție pentru o persoană, lapte pentru o persoană, 125 de mililitri de lapte. Pentru că la diabet, nu pun zahăr mult, ia, o linguriță, hâț, două linguriță, hâț, trei linguriță, hâț. Înțelegeți? Ca să-i dăm gust recalcitrant, zvâr, sare. Domnilor, cu sare am terminat, cu zahărul am terminat. Intrăm pe subiectiva, am tăiat jambon cu ăsta. Am tăiat jambon cu ăsta. How. Cât de cât, îi dăm din astea. Soptișa și pâța pe acolo, n-așters, e cuptișa de pâță. N-are nimic. Tot în gușă mere. Au. Și așa ne ia după aia, scuturăm bine de drojdie, nechi-ferchi. Bun, domnilor, în continuare băgăm aplasament făină. Ia uitați. Mai ales mai de la ferești. Și acum, ia șenia, ca și la mi, ca pe câmp, dă-i cu grâu și dă-i porumb. Înțelegeți? Nu mult. Este, oricum, le amestecă, noi le împrăștiem, nu le împrăștiem, ele le amestecă. Ia uitați, și mai dau o tură. Și vreau să-i dau și din astea nia, dar îi dau mai târziu. Înțelegeți? Îi dau mai târziu. Și acum lăsăm ăsta în jos, fain frumos, nu ajung la priză. Nu ajung la priză, mâncava-aș Dumnezeu să fie. Ioi, îl iau pe sub soară ca pe un bebelaș. Ioi, ai de mine. Să vezi că ăsta ptică jos. Ăsta ptică jos, mâncava-aș Dumnezeu să fie mâncava. Ăsta ptică jos. Oameni buni, m-am nenorocit. Ai de mine. Nani, unde e ăsta? Nu uitați. Ha? Ptică jos. Ai, suge mai liană în botă. Te-ai dus de la mine. Așa. Și-am-l dăm pe zvârcolici.
Ioi. 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 Ioi, căru mașină. Înțelegeți-mi cum stă treaba. Și-l punem la băzin. Și acum îi dăm iotă până la următător. Nu unde îl băgăm. Cum intră asta acolo? Ioi, tot aici. Da unde-s găurile, mă? Du-te, fută spamă ta. Poate pică telefonul jos. Până bag ăsta în priză, bea mă rămbotă să mă bea e... Ciuci de ciuci. Gata. Vai de mine. Vai de mine. E gata, ptita. E gata, ptita, oameni buni. Și acum îi căutăm programul cu care vom lucra cu el. Programul e numărul 6 și îi dăm de aici. Care e 6? Meniu. 3, 4, 5, 6. 6, fiți atenți, 3 ore, voi vă dați seama cât consumă ăsta. Și de aici îi dăm... Nu, eu vreau să fie... Asta e albă, mai așa și mai arsă. Eu vreau să fie albă. Înțelegi? Și dau acum în fain, frumos, start. Înțelegeți? Doamne ajută! Doamne ajută! Iania! Iania! Înțelegi tu? Iania! Și acum îți dau ciopornit. Au! Ești, bă, mă, ce m-am spăriat. Și acum îți dau iașenia asta de la ea, ca să o vezi care e. Uite, eu asta n-am făcut-o. Uite asta n-am. Vedeți-o? Vedeți-o? Asta e cam așa. Voi băgați-o în aplicație și ziceți după aia mulțumim, Nelson! Poftă bună, Nelson! Țucu! Și vă mai dau rețete din astea, că-s din Franța dusă. Mașina e pe floștă. Bagă mare! Au!